Așa cum probabil multă lume aștepta, a venit timpul pentru Peugeot 2008, un model mult mai interesant decât pare la prima vedere. Este complet diferit față de prima generație. Acest frumos 2008 a câștigat deja un premiu Red Dot pentru design și este o evoluție majoră față de primul model, model pe care de altfel îl și înlocuiește. Logic că acest 2008 este a doua generație de Peugeot 2008. Este construit pe o platformă modulară pe care o să o regăsim sau deja am condus-o pe diverse branduri care țin de grupul PSA și nu numai, o să explic imediat de ce. Vorbim de o platformă modulară multi-energie care se numește CMP, respectiv Common Module Platform. Este o platformă modulară de segment B, deci care conține mașini de clasă mică și SUV-uri de clasă subcompactă, cum este acest 2008. Platforma este împărțită, șeruită, dacă vreți, între modelele grupului, adică Peugeot, Citroën, DS, Dongfeng din China, dar din 2022 sau 2021, final de 2021-2022, poate fi văzută și pe modele Fiat sau Alfa Romeo. O să vedeți, chiar dacă nu sunt în același grup practic la momentul ăsta. Caracteristicile acestei platforme sunt destul de interesante. Platforma modulară ce înseamnă? Înseamnă că putem avea o reducere a costurilor pentru că folosești o platformă comună pentru mai multe modele. Acest CMP vine cu o serie de avantaje prin folosirea de adezive acrilici în componența platformei, se îmbunătățește foarte mult rigiditatea și în același timp scade și greutatea, pentru că pe lângă acești adezivi deosebiți sunt și materiale nobile în compunere, oțeluri înalt rezistente, aluminiu, diverse alte materiale foarte ușoare. Consecință, platformă ușoară, platformă dinamică, platformă silențioasă, pentru că un plus major față de vechiul 2008 este silențiozitatea rulării, silențiozitatea platformei în esență. Ce este de reținut despre acest CMP? Oferă 3 ampatamente diferite, deci poate fi configurat cu 3 ampatamente diferite, 2 ecartamente, deci 2 distanțe între roți, între roțile aceleiași punți diferite, și permite, bineînțeles, o serie de înălțimi de pneu care să acomodeze jante de la 14 la 18 sau chiar mai mulți inci. De ce este important și de ce povestesc atât de mult despre platformă când vine vorba despre 2008? Și am spus că este o platformă multi-energie. Peugeot a anunțat, sau mă rog, grupul PSA a anunțat deja că toate modelele Peugeot în 2025 vor fi electrificate. Ce înseamnă acest lucru? Nu înseamnă neapărat că vor dispărea motorizările pe benzină sau că vor dispărea motorizările diesel, că nu vom mai avea un, nu știu, 2008 diesel cum este acesta de acum, ci că în oferta lor, pe lângă motoarele termice, vor exista versiuni complet electrificate. Din fericire, la ora la care filmăm noi acest review, 2008-ul, când am plecat eu din parcare de la Peugeot cu acest 2008 diesel, 1.5 diesel, altcineva pleca cu o variantă complet electrificată, pe care desigur o să o aduc și eu în săptămânile următoare și o să o vedem prezentată. Mă întorc acum la evoluția majoră care este 2008-ul 2020 față de prima generație de 2008. Este mai lung cu 15 cm. Lungimea totală este mai mare cu 15 cm. Este mai jos cu 6 cm decât vechiul 2008 și este mai lat cu 3 cm. Asta ca să fie ușor să înțelegeți ca proporții cum se situează noul 2008 față de vechiul 2008.
În mod evident, când o să trecem în lateral și o să filmăm din lateral, veți observa că ampatamentul este mult mai lung față de 2008. Acest lucru înseamnă ce? Spațiu mai mare pentru pasagerii din spate, portbagaj de top, o să vedem împreună, și desigur alte lucruri despre care o să vă povestesc pe parcursul acestor filmări. Modelul de față este un GT Line 1.5 130 de cai, motorizare diesel cu AdBlue. Euro 6 2 norma de poluare. Culoarea este perlată, e un albastru perlat, culoarea costă, deci este contracost. Legat de design, știți foarte bine că designul e subiectiv, eu o să încerc doar să expun anumite idei. Peugeot, și nu numai Peugeot, majoritatea modelelor noi din grupul PSA au început nu să arate bine, au început să arate practic ca niște etaloane în majoritatea segmentelor în care activează și 2008 nu face excepție de la acest lucru. Dacă facem o comparație între vechiul Renault Captur versus noul Renault Captur, vedem că noul model Captur este o evoluție față de vechiul model, în timp ce la 2008, aceeași comparație, vechiul 2008 versus noul 2008, observăm în mod clar și la interior, dar și la exterior, o revoluție. Noi vorbim acum de exterior, că mașina e lângă mine și o puteți vedea. O grilă foarte mare, dar atenție, este închisă o bună parte din ea, deci până aici toată zona asta este închisă. Zona deschisă este aici, mai avem o zonă deschisă în partea inferioară. În partea inferioară există și acel sistem de jaluzele comandat automat de temperatura motorului. Se deschide și se închide în funcție de anumiți parametri, temperatura motor, temperatura exterioară și, mă rog, ce îi spune computerul. 2008-ul, pe lângă această grilă impunătoare și pe lângă designul, eu zic că spectaculos, e o mașină care întotdeauna mi-a plăcut, seamănă mult cu 3008, dar în același timp are o proprie identitate, aș zice eu, mult mai modernă decât 3008-ul pe care îl aveți deja prezentat pe canal. Ca noutăți, semnătura luminoasă, o veți vedea și o vom vedea împreună pe toate modelele Peugeot care urmează să fie lansate. Tehnologia, atât în față cât și în spate, probabil cu mici excepții o să le vedem noaptea, dar zonele majore, mă refer faruri, stopuri, semnalizări și așa mai departe, numai LED. Inclusiv pe faruri scrie pe undeva pe aici, nu știu dacă văd eu, Peugeot Full LED Technology, da? Adică tot ce vedem, de la faruri de ceață, lumini de zi sau, mă rog, faruri, semnalizări și așa mai departe, totul este LED. Semnătura luminoasă, gheara leului Peugeot. Ca fapt divers, în showroom la Peugeot am văzut un leu, un fel de statuetă, un leu în mărime naturală, foarte impresionant, mi-a plăcut foarte mult, chiar îmi pare rău că n-am apucat să-i fac o poză să vi-l arăt, poate o să țin minte. E impresionant să intri în showroom și să vezi un leu în mărime naturală. Grila include această zonă superioară din materialul pe care îl denumești generic Piano Black, dar fiecare companie are o denumire, mă rog, comercială, să-i spunem. Acest plastic negru lucios este regăsit inclusiv în interior și în foarte multe zone ale mașinii. Se leagă foarte bine cu acest plafon negru pe care îl avem la această versiune de echipare, cu barele de acoperiș negre, cu oglinzile, carcasele oglinzilor sunt negre și ca design avem o linie destul de uniformă, adică nu avem așa extravaganțe, nu. Sunt elemente care se leagă foarte bine unele de altele. Zone cromate le vedem pe aici în grilă, e un crom așa mai întunecat, foarte interesant. De jur împrejurul vehiculului, protecție din plastic neagră, pentru că vorbim de 2008, care este practic cel mai mic SUV al celor de la Peugeot. De remarcat, o să vedeți și în față și în spate, senzori de parcare, camere de luat vederi pentru mersul înapoi, sunt o serie de elemente pe care natural le aștepți la genul acesta de mașină și mai ales la prețul cu care se vinde.
Parbrizul este puternic înclinat, așa cum vedeți, și ștergătoarele de parbriz sunt ascunse în spatele capotei. Nimic la vedere, nu diuze, nu... Ce este o constantă la 2008? Liniile, multe linii le vedem și pe capotă, sunt 4 linii pe capotă și o să vedem și pe lateral. Niște linii și niște tăieturi foarte agresive și într-un fel neobișnuite pentru Peugeot. Linii care mai degrabă mă duc cu gândul la anumite modele recente de la Lexus. Din lateral, 4,3 metri de Peugeot 2008, un ampatament de 2,6 metri, ca să vorbim așa în cifre absolute. Jantele sunt de 17 inci, panouri foarte mari, uitați-vă ce mare este portiera spate. Observați ce mare e ampatamentul, ce mari sunt portierele. Acces facil pentru toți pasagerii, mai ales pentru cei din spate. Și acele, să spunem, linii, cred că e greu să fii tinichigiu la Peugeot în ziua de astăzi. Așa cred eu, că e dificil să faci reparații pe genul acesta de bosaje și fațete, că aceste tăieturi așa imaginare sunt ca niște fațete. Rezultatul este o linie deopotrivă elegantă, că mașina este cu siguranță elegantă, în același timp însă dinamică și extravagantă, dacă pot să... Deci e un rezultat foarte interesant pentru o mașină cu un preț totuși normal, adică în gama de până în 30.000 de euro într-o variantă cu echipare completă. Garda la sol 16 cm, după cum bine știți de la mine că am tot povestit încă de la 3008, platformele lor nu oferă în acest moment posibilitatea de tracțiune integrală, ci doar tracțiune față cu grip control, mă rog, cu sisteme ajutătoare, dar puntea spate este liberă. Legat de suspensie, platforma este una convențională și tipică, dacă vreți, pentru PSA, și anume suspensie MacPherson pe față și pe spate o suspensie semi-independentă, un compromis foarte bun între confort și dinamică. Poate că la confort Renault Captur-ul este în continuare peste acest 2008, însă ca dinamică, interesant de văzut, 2008-ul mi se pare o idee mai sportiv decât Captur. Ăsta e cuvântul, nu găsesc altul. Ford Puma încă nu am condus. Aștept să conduc și Puma ca să văd așa la o comparație rapidă, că astea sunt mașini predominante, nu știu dacă e neapărat un cuvânt bun pentru piața românească, dar sunt mașini care vor fi căutate în anii următori pe piața românească cu siguranță. De notat că în lateralul mașinii tot ce vedem aici de culoare neagră este acest material Piano Black, deci nu e nimic vopsit sau autocolant. Este un carenaj de plastic lucios, mă rog, cu anumite caracteristici, nu vă gândiți că e plasticul de pix obișnuit, ci e un plastic care rezistă la variații de temperatură care în România pot ajunge la multe zeci de grade diferențe de temperatură. Gândiți-vă de la un minus 35 de grade până la un plus 50, că ai din start 85 de grade diferență de temperatură. Inclusiv acest ornament cu, mă rog, cu niște linii dinamice, este tot un Piano Black cu aceste inserții în el. Deci interesant din acest punct de vedere, o clapetă de mari dimensiuni, uriașe, o vedeți aici, pentru că avem inclusiv AdBlue-ul în această zonă. Disc ventilat față, disc pe puntea spate. Mașina de față este echipată cu transmisie automată EAT 8, 8 trepte de mers înainte plus mers înapoi. Pneurile sunt Michelin Primacy 4, deci Primacy 4. Dimensiuni 215x60x17, din ce am reținut eu, poți să pui și jante mai mari, deci ai și posibilitatea de jante de 18 pe acest 2008, însă în echiparea aceasta pe care o avem mașina, avem un GT Line plus ceva opțiuni și par aceste jante de 17 inci, care probabil că sunt în conjuncție cu sistemul Grip Control.
Din ce văd pe pneuri și cum arată flancul pneurului, sunt niște pneuri cu semnătura Michelin Total Performance, probabil că și cu o tentă eco. Adică o combinație interesantă între aderență superioară ca să lucreze în conjuncție cu sistemul grip control și în același timp eco, pentru că suntem cu motorizarea diesel și consumul mediu dat de construcție este unul așa incredibil, 3, ceva litri la 100 de kilometri. O să vedem împreună realitatea care este. Spate, așa cum spuneam, mașina are anumite elemente care îți spun că este un Peugeot legat cumva de designul lui 3008, însă în același timp 2008-ul e complet diferit. Foarte interesant ce au reușit să facă cu designul și în momentul de față tot ce înseamnă design la PSA pentru mine înseamnă design de top. Deci înseamnă o mașină care mă atrage din multe puncte de vedere. Ce observăm? O lunetă fumurie puternic înclinată, mult mai înclinată decât la alte mașini. Ai zice aproape o lunetă de coupé. Deci dacă ne uităm la un Cayenne coupé, cam așa e înclinată luneta. Un eleron aici cu stop incorporat din același material, piano black, cum îmi place mie să-i spun, material care predomină, îl vedeți, în aceste apendice aerodinamice, în acest ornament de aici cu sigla Peugeot pe el. Cameră de luat vedere o avem aici, numărul este pe haion, face zgomot și probabil când vom trânti veți auzi și voi că face un pic de zgomot. Niște ornamente interesante, așa, satinate, lucioase totuși. Eșapamentul este normal, deci nu este ornament, e un eșapament aparent. Lămpile de stop, la fel de impresionante, nu vezi niciun bec cu filament, ori fi înăuntru, habar n-am. O să văd noaptea cum luminează, o să-mi dau seama, dar ce e aici e total diferit de ceea ce vedem pe majoritatea modelelor cu care acest 2008 concurează. Semnătura GT Line, bineînțeles, senzor de parcare, cum spuneam, și aici avem un bănuiesc că ar putea să fie, iată, aici avem bec. Aici e bec, bec normal cu filament, bec normal cu filament. Deci cred că astea sunt stopurile de ceață și amendă și bătaie pentru Peugeot, becuri normale cu filament. Așa arată portbagajul noului 2008, 434 de litri, deci foarte mare pentru o mașină cu asemenea dimensiuni. Mă rog, comparabil cu Captur, mai puțin comparabil cu Puma, care are spațiul ăla imens. Sper să aduc un Puma cât de curând la filmări. Diferențele, că aici e important. Dacă la Captur, ca să ai un portbagaj mare, trebuie să glisezi bancheta spate, tăind un pic din spațiu pentru pasageri, aici ai 434 de litri în starea în care se vede. E cu etaj, adică avem această poliță care poate fi montată și jos, așa cum observați, foarte ușor, adică e gândită bine din punctul ăsta de vedere, se poate face tranziția la acest mod foarte simplu. Are doi opritori, dacă vreți, aici cam brutali, deci fac zgomot și e nevoie de o mișcare. Mă gândesc că probabil în timp se va uza destul de rapid mocheta asta aici, dacă faci treaba asta tot timpul așa cum observați. Însă pe partea de utilitate din nou s-au gândit și ajută foarte mult acești opritori, pentru că poți avea acces la zona de dedesubt fără să trebuiască să ții de placă. Sub această placă inferioară, să-i spunem, ce observăm? Roată de rezervă temporară, kit complet pentru pană, adică cric, coarbă și ce mai e necesar, cârlic de remorcare, Doamne ferește, nu ne trebuie. O pâslă acolo care nu prea îmi place cum arată, adică te aștepți la
o evoluție totuși a sistemelor astea de absorpție a sunetelor. Mă gândeam că se putea pune o mochetă cu, există acum materiale foarte interesante pentru antifonare, numai că sigur acele materiale probabil au un cost. Nu prea îmi place cum arată chestia asta aici, dar acum serios, câtă lume intră în porbagaj și stă și filmează sau se uită la rata de rezervă. La rata de rezervă numai când ai o pană sau în acest spațiu, că și spațiul ăsta care este aici la rata de rezervă este cuprins și măsurat tot în acei 434 de litri. Poți să-ți mai pui diverse chestii, nu știu, un extintor sau ce mai acolo, mânuși, haine de lucru și așa mai departe. Eu în timp ce vorbesc mă tot las pe placa asta și de aia se aud zgomotele. O punem la loc în poziție și observăm ce. Podea complet plată a portbagajului, ăsta e un avantaj. Mai ai două buzunărașe pe laterale. Finisajul, o mochetă de bună calitate. E ea un pic murdar acum, dar e de foarte bună calitate. Și spatele scaunului are un fel de, tot un fel de mochetă, dar mai puțin calitativă decât cea pe care o vedem aici. Lateralele din plastic negru, sigur, ușor de curățat, deci în zona de cărat bagaje nu te interesează mega sofisticări decât la mașini premium sau de foarte mulți bani. Aici ne interesează să se poată curăța ușor și să ai acces și cât mai multe funcționalități, bineînțeles. Undeva, cred că am văzut eu niște cârlige pentru plasă de bagaje, sunt ascunse pe aici, sunt, există, le vedem și acolo în capete. Avem ancorări de tip top tether și cam atât. Lumina este undeva în partea dreaptă. Ce îmi place la acest 2008? Faptul că s-a păstrat o poliță de tip fix, deci rigidă. Nu s-a optat ca la alte modele pentru sistemele acelea de tip rulou. Sistemul de tip rulou nici nu antifonează atât de bine. Te mai și încurci de el prin portbagaj. Mă rog, sunt discuții largi care se pot face pe subiect. Eu sunt, prefer întotdeauna genul ăsta de soluție. În partea de sus, ce observăm? Frumos finisat, tot cu plastic, acoperite toate zonele tehnice. Sigur, cu mici excepții care se pot vedea undeva aici. Avem niște tubulaturi, dar care acoperă cablajele fără probleme. Deci finisaje normale în zona asta de preț. Mă bucur din suflet că cei de la Peugeot au înțeles că nu e atât de scump să faci chestia asta. Da? Chestia asta ar trebui să fie standard pe toate mașinile. Să ai două mânere sau două zone din care să poți închide haionul. Undeva aici este și un loc special pentru un triunghi reflectorizant. Acum depinde de legislație. Știți foarte bine că legislația se schimbă și e variabilă în multe țări. În unele țări sunt obligatorii două sau chiar trei triunghiuri reflectorizante. Mi-am pus întrebarea asta de multe ori, pentru ce trebuie trei triunghiuri, două înțeleg, dar trei nu știu. Și bă, ce să zic, până aici îmi place acest 2008. E comparabil cu majoritatea modelelor cu care concurează, deci n-aș putea să spun că, domne, are vreo chestie la portbagaj care mă deranjează. Sau, dacă ne uităm cu atenție, sigur s-a murdărit mașina că am mers mult pe off-road cu ea, o să observăm că bara din spate are o buză, dacă vreți, foarte proeminentă, care te îndepărtează un pic de portbagaj. Și îndepărtându-te de portbagaj, ca să ai acces către fundul portbagajului, invariabil te vei murdări. Deci ăsta e un fel de mic minus, dar pentru cei care țin la design și care apreciază mașina, cu siguranță acest lucru nu va conta. De remarcat că și la zona de încuietoare s-a găsit o soluție ieftină și la fel, care trebuie să fie standard la toate mașinile, de închidere, de mascare a zonei încuietorii.
sub capotă un motor relativ nou, să spunem. E desigur ca orice motorizare are și un tată, un bunic, și acest motor diesel 1.5 care este apărut undeva în 2017, cred să nu greșesc, cumva cred că mai degrabă, bine, el era în evoluție, în construcție atunci, însă prima apariție cred că prin 2018 de fapt a avut-o. Este vorba de motorizarea 1.5 Blue HDI în versiunea de 130 de cai. Motorul este codificat DV5. Pentru cei care știți câte ceva despre motoare, v-ați dat seama imediat că este făcut în colaborare cu Ford. Însă sunt niște ghilimele aici de pus. O să le pun imediat ce vă spun, că nu vreau să pierd ideea. Mie mi se pare că avem o capotă de aluminiu, după cum este de ușoară și după cum se încinge foarte tare, surprinzător de tare pentru un diesel. Mie mi se pare că este din aluminiu. Acest lucru, sigur, ajută la reducerea greutății. Sau dacă nu este din aluminiu, este dintr-o tablă foarte, foarte subțire și care, cumva surprinzător față de tabla normală, cedează căldura foarte, foarte rapid sau o acumulează și o cedează în același timp. Este extrem de fierbinte și te poți, încercând să ajungi aici la sistemul de deschidere, te poți frige. Revin la povestea motorului. DV5, produs de PSA împreună cu Ford. Ce înseamnă produs de PSA împreună cu Ford? Practic, PSA este responsabil de 100% din dezvoltarea motorului, în timp ce Ford pune la dispoziție niște facilități de construcție, mă rog, și își împart împreună niște patente. Deci, ca să înțelegeți, motorul din spatele motorului DV5, de fapt este grupul PSA. Important pentru cei care cred că motorizările sunt similare, nu întotdeauna există diferențe, pot exista diferențe la pompele de injecție, pot exista diferențe la turbine, în funcție de motorul, de marca pe care este pus motorul. De altfel, și PSA și Ford își produc propriile motoare, deci există fabrici dedicate. PSA are fabricile lor unde fac acest motor. Fordul are fabrica lui în, dacă nu mă înșel, în Anglia, unde se face versiunea lor de motor Ford. O știți, o vedeți pe multe modele. 1499 de centimetri cubi, 4 în linie, 4 cilindri în linie, common rail injecție directă, presiunea de lucru 2000 de bar. În cazul de față, injecția este Bosch. Sistemul IPCP41 Evo, ceva de genul ăsta. Turbină cu geometrie variabilă și comandă electronică. Important acest lucru de menționat, pentru că în anumite versiuni există și depinde pentru cine este făcut, dacă e făcut pentru Ford sau pentru Peugeot, poate exista o comandă pneumatică, un wastegate cu comandă pneumatică. Două axe cu came, 4 supape pe cilindru, deci motorul este DOHC. Pe partea de tratare a emisiilor, DPF, catalizator și SCR, deci avem și rezervor de AdBlue. Denotat, acest motor are un design 100% digital, deci a fost proiectat digital. Acest lucru ce înseamnă? Că dacă în mod normal la o proiectare clasică se făceau circa 100 de prototipuri, în momentul de față se poate, prin proiectarea digitală, reduce acest număr de prototipuri la circa 7. Evident, de aici ce apare? Reducere de costuri și rapiditate în dezvoltare. Adică, vorbind de un motor, așa cum a fost construit, dacă vă amintiți, Loganul, Dacia Logan a fost unul din modelele complet proiectate
pe computer. Așa este și acest motor, are proiectarea complet digitală. 200 de patente sunt înregistrate de PSA pentru acest motor. Deci asta pentru cei care consideră că 1.5 ăsta e egal cu 1.5 de la nu știu ce altă firmă, nu este chiar așa. Printre inovațiile pe care le are acest motor, foarte multe componente au fost studiate pentru reducerea frecării. Geometria pistonului este identică, mă rog, cu limite de ligoare. Noi spunem identică, vorbim de geometrie. Probabil că realizarea tehnică pe motorul de față este un pic diferită. Cu geometria pistonului de la modelul Peugeot 908, câștigătorul cursei de 24 de ore de la Le Mans. Alte inovații. EGR cu flux mărit de gaze recirculate, deci un potențial de recirculare a gazelor mai bun. Sistemul SCR este poziționat direct pe filtrul de particule, pe DPF, și ambele sunt poziționate foarte aproape de motor. Acest lucru înseamnă o tratare mult mai bună și mai rapidă, fără a necesita timp de încălzire mai mari, cum se întâmplă la alte motoare. Masa motorului 106,3 kg. Injectoarele sunt cu 7 găuri. Începusem să vă spun că are două axe cu came. La informațiile importante, cele două axe cu came sunt realizate din material compozit. Sunt tubulare și acționarea lor, practic distribuția, că sigur toată lumea o să vrea să știe ce tip de distribuție are, este pe o curea. În componența mecanismului de distribuție există însă și un lanț. Curea este din țată. Culbutorii sunt hidraulici. Blocul motor, aici e un aspect important, blocul motor este din aluminiu, însă are niște inserții, am povestit eu cu alte ocazii, nu o să mă mai lungesc acum. Are niște inserții, un fel de cămășuire cu fontă, iar pistoanele sunt inserate în acele cămășuiri de fontă. Adică avem blocul propriu zis din aluminiu pentru reducerea greutății și ușurință în realizarea mecanică a piesei respective, inserarea de fontă pentru control mai bun al temperaturii și pentru rezistență în timp. Pompa de ulei are debit variabil, raport de compresie 16,5 la 1, alezaj cursă 75 ori 84,8 mm. Chiulasa la rândul ei este din aluminiu, iar admisia este integrată în chiulasă. Galeria de admisie este integrată în chiulasă. Managementul termic este bineînțeles computerizat, termostat controlat electronic. Layout-ul motorului, așa cum îl vedeți, este unul destul de convențional. Poziționare transversală. Aici avem un intercooler. Este foarte ușor de văzut, e poziționat vertical în partea stângă a mașinii când privești mașina din față. Un capac, mă rog, așa, cu rol de antifonare, o să-l și scot eu de acolo dacă se scoate. Turbina o vedeți aici, da? Zona de turbo. Filtrul de aer și zona de admisie este undeva acolo. Destul de înghesuit, după cum vedeți, aerul este luat de undeva din grila față, intră prin această tubulatoră, are și o cameră de echilibrare, chestia asta pe care o vedeți aici, ca să nu intre cu turbulențe și cu alte nebunii. Intră pe aici, se duce în filtrul de aer, mă rog, știți povestea, nu mai spun. Calculator motor aici, baterie, zonă de siguranțe. De notat că avem și sistem stop-start la Peugeot, se numește STT. Deci când o să vedeți în fișele tehnice tra-la-la, la-la-la, STT, STT este sistemul stop-start. În rest, farurile cu LED, mă rog, un electroventilator de dimensiuni destul de mici, îl vedem aici, e cumva natural pentru că e un motor diesel și nu se încălzește atât de tare ca unul pe benzină, deși din ce văd eu are un management termic destul de deștept, e destul de fierbinte.
acest lucru se datorează și faptului că avem o admisie controlată de aer. Aerul din grila față este controlat de niște jaluzele. În momentul în care staționăm și computerul o cere, ele se deschid pentru, mă rog, echilibrare termică. Dacă ar fi frig afară, ele ar sta închise sau în funcție de ce necesități are motorul. Ce ar mai fi de spus așa pe repede înainte? La electroventilator există și un carenaj interesant din aluminiu care permite aerului să iasă controlat pentru a răci motorul, să se ducă în anumite zone. Și scutul motor, care nu îmi dau seama de aici, nu pare să fie metalic, este acoperit cu un gofrat din acela de protecție termică. Deci, de ce? Pentru că galeria de evacuare vine pe sub motor. Dacă aici avem turbina, undeva pe dedesubt, începe sistemul de tratare al emisiilor, adică evacuarea propriu-zisă se duce către spat. Și zona este super, super fierbinte, e nevoie să fie ajutată. Ce ar mai fi de observat în compartimentul motor? Mă rog, nu mari lucruri, adică nu văd chestii așa extravagante pe care să vi le arăt neapărat. Să încerc să scot capacul ca să-l și vedem. Da? Așa arată motorașul. Observați că traseul aerului și ulterior al amestecului carburant este destul de sofisticat, adică nu e foarte, foarte direct. Însă pentru cei care consideră că aceste motoare nu sunt neapărat foarte performante, vă reamintesc că povestea Passatului porcușor, dacă mai țineți minte, când apăruse Passatul cu 2.0 TDI, nu, 1.9 TDI era atunci, cu 1.9 TDI și cu variantele lui de putere, 90, 100, 110, 115, 130 de cai, și porcușorul era ăla de 130 de cai. Deci la 1.9 aveai 130 de cai și cine avea Passat porcușor era zmeul zmeilor, că avea cea mai tare mașină. E, ăsta este Peugeot-ul porcușor, care are 130 de cai la 1.5, da? Deci nu râdeți, că nu e de râs, mașina atinge aproape 200 de km pe oră și face suta în 10,1 secunde. Nu este, nu este doar mașinuța bunicului din curte care așteaptă să fie gonită cu cei 70 de cai ai săi. Motorul este cuplat la o altă chestiune pe care Peugeot a jucat-o frumos, după părerea mea, și anume la o cutie automată denumită EAT8 în codificarea celor de la Peugeot. Știți că înainte era un EAT6, acum avem un EAT8, o cutie convențională cu convertizor, 8 trepte, de aia se numește EAT8, produsă de Aisin, AW, că așa se numește producătorul, Aisin AW. Deci, produsă de Aisin, o cutie foarte interesantă, foarte performantă. Multă lume mi-a scris și m-a întrebat dacă se compară cu cutia de la BMW. Acum, sigur că noi comparăm mere cu pere. Nu poți să compari un motor de 130 de cai diesel cu un motor de 280 de cai de la BMW sau mai știu eu, și cu cutia respectivă. Deci sunt. Dar o să vedem împreună că într-adevăr această cutie automată poate în anumite circumstanțe să fie comparată cu faimoasa cutie a celor de la BMW, și care desigur nu e produsă de BMW, ci de un producător consacrat. Revin. EAT8 față de EAT6 scade consumul de carburant cu 7%. Integrează sistemul STT, adică stop-start. De ce este important? Nu toate cutiile automate cu convertizor au această posibilitate de a oferi stop-start. Unele mărci încă se luptă să ajungă la genul acesta de performanță. Foarte important, EAT-ul 8 are un mod eco în care poate rula în sistem roată liberă.
Deci să decupleze și pur și simplu mașina să ruleze fără să fie conectată la cutia de viteze, pentru reducerea frecărilor și îmbunătățirea performanțelor de consum. Acest sistem roată liberă, iarăși foarte important, este și diferit de mulți alți producători care oferă sisteme similare, inclusiv pe cutii cu dublu ambreiaj. Acest mecanism de roată liberă de la Peugeot funcționează între 20 și 130 de km pe oră. Deci are, de ce este atât de important? Pentru că are și plaje de viteză foarte reduse. Adică inclusiv în oraș poți să mergi în sistemul ăsta eco și să beneficiezi de această modalitate inedită de reducere a consumului de carburant. O să vedem și din interior că avem acea manetă pe care ați mai văzut-o în filmele noastre cu Peugeot, de comandă Shift by Wire și Park by Wire. Deci cutia știe să schimbe treptele și să se ducă în modul park, inclusiv automat, în anumite situații, fără să necesite comandă mecanică, ci doar comandă electronică, Shift by Wire, schimbare prin fir, prin cablaj, prin curent electric. Foarte important, cutia este made in Japan, deci este produsă la o fabrică a celor de la Aisin din Japonia. În funcție de motorizarea cu care este cuplată, poate să aibă o greutate proprie între 83,9 și 94,5 kg. Suportă de la 330 la 430 Nm. Ca fapt divers, mașina de față are 300 de Nm, deci este în, să spunem, sub limita, sub intervalul de cuplu pentru care a fost gândită cutia. Ce înseamnă acest lucru? Fiabilitate. Deci nu e pentru aceste AT8, motorul 1.5 130 de cai este joacă de copii. Are 36 de cm lungime cutia. Și cred că deja v-am spus cam toată povestea acestui motor. Date pe care le veți vedea pe orice fișă tehnică a celor de la Peugeot. Avem 130 de cai la 3500 rotații pe minut, deci la o turație scăzută, atenție, că de obicei la 4000 și ceva de rotații sunt dieselurile moderne. Și 300 de Nm de la 1750 rotații pe minut. Un motor foarte interesant și vom vedea împreună acest lucru. Îndeplinește normele de poluare Euro 6 2 și este creditat de constructorul Peugeot cu un consum mixt de 3,7 litri la 100. Foarte mic față de ce am eu pe bord acum, însă realizabil după părerea mea în condiții ideale. Noi am avut în acest drive test inclusiv temperaturi de 41 de grade Celsius. Totul s-a făcut numai cu aerul condiționat pornit și cu toate astea rezervorul se încăpățânează să fie încă la 3 sferturi, deși am făcut peste 200 de km până în acest moment. Capacitatea rezervorului ar putea să fie o mică problemă pentru unii dintre cumpărători, are doar 41 de litri, însă la acest consum de 3,7 avem o autonomie teoretică în zona de 1000 de km, da? Se poate, deci la un drum extraurban cu 90 la oră condus cu eco și așa mai departe, poți să faci 1000 de km sau, mă rog, în zona aceea de kilometri.